astea sunt foarte greu de tăiat cu firul acela. În schimb, cu cuțitele e incredibil. Hai să vedem. Hei, salutare! Astăzi vreau să vă arăt cum am reușit să cosesc mult mai mult ca și suprafață cu aceeași motocoasă. Modelul pe care l-am eu este DUR190 de la Makita și baterie de 6A, 6Ah. Ok, deci ce am făcut diferit a fost să schimb capul acesta cu fir și se schimbă ușor. Îl deșurubăm. Așa, îl punem jos. Și am schimbat cu un cap cu cuțite din plastic. Hai să vedem cum țin aici. Fără să scap ceva. Este un cap de tăiere de la Makita, original, și cuțitele sunt din plastic. Au forma aceasta, practic aceasta taie iarba și taie foarte bine. Atenție când le montați, pentru că eu prima dată le-am montat invers. Și când am dat în ceva, pur și simplu sărea motocoasa. Și nu cred că a fost prea ok. Doar că m-am dat seama că am făcut ceva greșit și le-am mutat, le-am pus invers. Se schimbă foarte ușor. Nu știu în ce parte, invers. Uite așa. Ok? Deci ăsta e modelul. Sunt de plastic și sunt foarte ușor de schimbat. Am cumpărat și rezerve. Ok? Așa de ușor se schimbă. Le punem aici. Are un click. Și apoi îl înfiletăm pe capul motocoasei. Uite aici. Așa. Și strângem suficient și gata. Acum, hai te rog mai aproape ca să vedem. Ele se strâng aici. Se strâng și în momentul când pornești motocoasa, ele se desfac. Și partea faină este că atunci când lovești ceva suficient de puternic încât să riscăm să se rupă, ele se adună înapoi. Foarte interesantă chestia asta, foarte ingenioasă. Ce am făcut? Am tăiat vreo oră, aproximativ, cu aceste cuțite. Diferența este că motorul funcționează mult mai lejer, funcționează la o viteză mult mai mică, pentru că îmi place să folosesc modelul acesta de Makita pe automat. Și se învârte încet, dar taie foarte bine. Și asta m-a făcut să țină mult mai mult bateria și am tăiat o suprafață foarte mare. Am să vă arăt imediat unde am fost și am tăiat, dar am să vă arăt și în lucru cum este cu aceste modele de cuțite. Ah, și apropo, unde este iarba mică, merge foarte bine, inclusiv cu capul standard și cu un fir bun. Ăsta e un fir, mi-am zis cum se chema, pătrat, cred. E așa, ca și cum e un fir pătrat, dar învârtit. Mi-a spus cum se cheamă, dar nu mai știu, am să pun în comentarii. Da, deci e ok, dar dacă ai iarbă puțin mai mare, asta e de 100 de ori mai bun. Ok, altceva, ce mai vreau să zic? Nu mai știu, hai să vedem cum taie. Am ajuns în grădină. Vreau să vă arăt ce am tăiat astăzi cu cuțitele din plastic. Am tăiat bucata asta de aici, de unde se vede, până acolo, aproape de salcă. Cred că se vede iarba veche și iarba nouă unde tăiat. Ca idee, bucata asta pe care am tăiat-o cu cuțitele de plastic a fost mult, mult, mult mai ușor de tăiat decât cu firul de plastic. Uite, de exemplu, hai să ne uităm aici, în partea asta, cu firul de plastic, am tăiat de aici și până acolo, aproape am folosit o baterie întreagă, hai așa ca să ne vedem, aproape am folosit o baterie întreagă, numai pe bucata asta, s-a tăiat foarte greu, iarba e mare, nu știu, vreo jumătate de metru, și se înfășoară și sunt buruieni. E foarte, foarte greu de tăiat. În schimb, cu cuțitele am tăiat toată bucata asta, cred că mai repede decât m-am chinuit să tai aici. Și
undeva la jumătate de baterie am folosit, pentru că am mai tăiat și în spate și în fața casei și peste tot. Deci e o diferență enormă. Hai să vedem și cum se comportă cuțitele în iarbă. Putem să tăiem asta? Nu știu ce trebuie tăiat. Putem să iau asta. Bun, dă-i drumul, că vorbesc eu un pic. N-am oprit. Ok, bun, nicio problemă. Ce vreau... Stai, Zen, du-te de aici, du-te la umbră, hai, du-te la umbră, așa. Ce vreau să vă arăt, aici sunt buruieni. Buruienile astea sunt foarte greu de tăiat cu firul. Adică te chinui, mai mult le rupi, iarba e mare, uite aici cât e, e puțin lăsată, dar uite cât e de mare, adică eu am zis 50 de centimetri, dar ajunge la un metru în unele locuri. Și astea sunt foarte greu de tăiat cu firul acela. În schimb, cu cuțitele e incredibil. Hai să vedem. Nu sunt fan ochelari de protecție, dar chiar vi recomand. Aruncă toate minunile. Bun, hai să începem. Am pus în automat și pornim. E super silențios și uite cum se văd elicele.